Președintele Flutur a evidențiat realizările profesionale ale sucevenilor nominalizați și a subliniat faptul că aceștia păstrează legături strânse cu țara natală. Totodată, el a remarcat cu tristețe câte minți sclipitoare își valorifică potențialul în afara granițelor, apreciind că principala vină pentru această pierdere pentru țară o are clasa politică și incapacitatea acesteia de a produce guvernări eficiente. Prima concluzie că în sala asta și dincolo de ea, Bucovina are un potențial imens de oameni, de calitate, de concepție, de creație. În sala asta aș spune că avem un guvern și mai mult de mult cum avem. Avem și ministri ai sănătății, avem și ministri ai culturii și educației, avem un potențial uriaș. Trebuie să spunem asta răsticat. Avem și de președinți de Consiliul Județean și de primari aici. Avem de toate potențial uriaș. Sincer, nu am crezut ca să iasă așa. Prima dată am crezut că mi s-au murit ochelarii, am avut de câteva ori și o răbufnire în lacrimi de emoție, pentru că m-am uitat și mă gândeam la ce îmi spun copiii mei. Și ei îmi spun, tata de 18 ani, când faci politică, știu că vrei să fii pe aici ca acasă, dar trebuie mai mult făcut ca să rămânem și să activăm acasă. Adică, cumva, mă simt și eu vinovat că nu suntem împreună să lucrăm mai mult aici. Și nu o spun decât cu toată sinceritatea, vă rog să mă credeți. Începem să facem mai mult. Pe de altă parte, omul e liber să își aleagă unde socotește că este mai bine și asta trebuie să respectăm. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a invitat pe sucevenii din diaspora la dialog pe tema proiectelor de dezvoltare a județului. Haideți să constituim astăzi, așa formal, o echipă, nu știu cum să o numesc, un consiliu, al unor oameni care să ne ajute cu idei și sfaturi pentru dezvoltarea județului Suceava și a Bucovinei. Avem nevoie de așa ceva. O agora în care să ne întâlnim, să comentăm, să veniți cu idei, cu soluții, să ne trageți de mânecă, să ne trimiteți investitori, să ne trimiteți, știu eu, propuneri. Puneți-ne la treabă. O spun că am făcut, suntem pe singurul Consiliu Județean din România care am creat un departament pentru diaspora, pentru relația cu dumneavoastră, ca o interfață, ca să nu găsiți becul stins acasă. Avem nevoie de asta și avem nevoie de dumneavoastră. Puneți-ne la treabă aici, veniți cu delegații să vedeți că nu o să vă facem de râs. Cât putem ne dăm peste cap să facem să fie bine. Simt însă că e nevoie de mai mult, de acel zvâc economic. Pentru că pe partea economică încă nu stăm grozav. Asta este realitatea. Că dacă partea economică merge, de la sine o să meargă și celălalt, de dacă economic încă nu e, și e nedrept. Cu cei mai buni Clujul decât noi, decât că sunt mai aproape de Viena și de Budapesta, avem oameni la fel de harnici, dacă nu mai harnici. Cu tot respectul spun asta, sau alte zone din țară. Doar pentru că ne dezbarcă Carpații, aici trebuie să găsim inteligent împreună sfat al înțelepților care să ne dea soluții. La asta v-aș chema eu.